Continuăm ciclul de reportaje despre secțiile Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga. De această dată vă prezentăm secția Chirurgie Septică și Picior Diabetic. Este de menționat faptul că aceasta s-a redeschis în data de 1 aprilie 2021. Secția Chirurgie Septică și Picior Diabetic este în cadrul Catedrei Chirurgie 2 a USMF Nicolae Testemițanu sub conducerea profesorului Andrean Hodinianu. Totodată, conferențiarul universitar Iliade Alexandru este responsabil din partea catedrei menționate în secție. Activitatea secției este desfășurată pe 21 de paturi, unde se tratează unii dintre cei mai gravi pacienți din țară. Statează bolnavi cu complicații septice și complicații a diabetului zahărat, care sunt foarte vaste, cum ar fi infecțiile, peritonitile, deficiențele de anastamoze, cu formare de fistule, de peritonite și așa mai departe. Aici, de altfel ca și în alte secții din cadrul spitalului, se utilizează cele mai moderne metode de tratament, iar colectivul este format din profesioniști cu experiență datorită cărora sunt soluționate cu succes cele mai complicate cazuri medicale. Un exemplu ar fi cazul pacientei de 55 de ani internate recent în secția dată. Transferată din raionul Cantimir, anterior operată la instituțiile terțiare din Chișinău, și se află noi în decurs de două luni de zile, cu fistule multiple, reoperate 5 ori la rând, care încetușor cu încetușor este pe poziție de a se vindica. Și doamna din imaginile video a fost spitalizată într-o stare gravă în secția Chirurgie Septică și Picior Diabetic, iar datorită muncii întregului colectiv, acum se simte mai bine. Până a fost efectuată relaparotomie, s-a efectuat un lavaj, drenarea, sanarea cavității abdominale. Acum pacienta se simte, cum vă simțiți? Bine. Mai bine un pic, mai bine, încă până la bine mai este un pic, că este mai este un pic, dar e pacienta deja stabilă, e afibrilă, dar acum este efectuarea pansamentului în sala de pansamente. Și până la veștea fac tratament atât combinat cât care conține din perfuzie, efectuarea manipulațiilor, cât și pansamentele, care ca de obicei mai durează un pic mai mult ca la bolnavii chirurgicali simple. Menționăm că Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga acordă servicii medicale pacienților din întreaga Republică, atât în baza Poliției de Asigurare Medicală, cât și contraplată. Programarea spitalizării și investigațiilor de performanță a persoanelor asigurate în Spitalul Clinic Republican se efectuează de către comisiile medico-consultative teritoriale, data programării fiind coordonată cu secția ori subdiviziunea de profil a Spitalului Clinic Republican. Programarea contractuală se efectuează la adresarea directă a pacientului în secția ori subdiviziunea respectivă.